Evenimentul a avut loc la galeriile Podpogor ale Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, în cadrul celei de-a doua ediție a festivalului Teodorenii. Alături de autor au fost prezenți Ovidiu Enculescu, director general al grupului editorial RAO, și Dan Doboș, directorul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi, Iași. Festivalul Teodorenii a reușit să adune, iată, la un colocviu al scriitorilor, traducătorilor și editorilor de ficțiune de gen. Prin asta noi înțelegem ficțiunea literară în afara celei clasice și a poeziei, și lucrul ăsta ne bucură pentru că lumea a venit cu mare încredere la Iași. Avem nume foarte importante din literatura SF, fantasy, din poliție, din thrillerul autohton. Biblia pierdută este declarată cartea eveniment a anului, bestsellerul acestei toamne. Romanul este transpus în limba engleză de traducătoarea Jean Harris, care pregătește și versiunea pentru piața americană. În cele două luni de când a fost publicată, cartea a depășit deja 25.000 de exemplare vândute. Igor Bergler, de profesie regizor, autor a numeroase scenarii de film și unul dintre fondatorii revistei ProCinema, a dezvăluit faptul că ideea de a scrie această carte s-a conturat într-un club. Era la o petrecere. Într-o noapte târât acolo cu forța, într-un subsol bucureștean din ăsta, destul de insalubru, un club frumos unde era muzica tare și vreo 6 ore am crezut că îmi tai venele și am zis trebuie să-mi înlocuiesc disconfortul cu ceva și am început să zic ia să stai. Ce să fac în astea 6 ore? Cert e că dimineața aveam subiectul făcut și știam ce urmează să fac, e simplu. Așa m-am apucat să scriu cartea. În public au fost și cititori care au lecturat deja cartea, nerăbdători să afle dacă va exista o continuare. Igor Bergler, Biblia pierdută, este o carte controversată, s-a scris numeroase recenzii pe seama ei. Da, sunt un cititor de ficțiune, îmi plac poveștile cu o anumită intrigă, am început să citesc cartea, mă atrage, recomand altora. Autorul are o echipă de promovare și publicitate care a realizat o campanie agresivă, așa cum majoritatea editurilor din România nu fac. Astfel, peste 5.000 de exemplare au fost vândute chiar înainte ca această carte să fie tipărită prin precomandă cuplată.